Ne-a adus o vreme frumoasă azi dimineață. Bună dimineața din nou tuturor. Într-adevăr, este normal ca pentru această dată să fie mai răcoare, mai ales dimineața, seara și noaptea, dar în continuare pe parcursul zilei meteorologii ne aduc temperaturi mai ridicate față de cât ar fi normal pentru această dată, chiar dacă au mai scăzut puțin în comparație cu zilele trecute. În continuare vom mai avea acest cod galben prin sudul teritoriului, prin vestul teritoriului. Vorbim aici de temperaturi ce vor atinge undeva la 33-34, poate în anumite zone 35 de grade, dar și în celelalte regiuni vorbim de vreme frumoasă. Pe parcursul acestei zile însă se anunță și cer variabil și este posibil să avem parte de precipitații prin Carpații Oriental, prin Dobrogea, prin Moldova, dar nu vorbim de precipitații însemnate neapărat pentru ziua de astăzi. Mâine este posibil să avem aceste precipitații ceva mai însemnate, de asemenea prin vestul teritoriului și sud-estul teritoriului, chiar dacă astăzi în aceste zone este cel mai cald. Mai scad și temperaturile pentru mâine, astfel atingem o maximă de până la 31-32 de grade, mai cu seamă prin sudul și sud-vestul teritoriului. Pentru weekend vin cu vreme frumoasă și temperaturi de vară pe parcursul zilei. Se merge în vie deja, se deschide drumul. Bine, eu mă duc să văd care... Nu mai am un interes anume. Mulțumim tare mult, Ramona. Ce să fac?